Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Invităm la o discuție civică. Știți, care o credeți voi, prieteni, că este cea mai bună metodă ca să descurajăm în mod civic parcarea nesimțită a colegilor de trafic? În afară, adică începem de la tradiționalul amendă plus bătaie, tăiat cauciucuri, nu se mai poartă. Nu se mai poartă? Nu se mai poartă. Revin metodele destructive, poftim. Ridicatul de ștergătoare la tradițional. Dar ce faci acum? Ești total inutil. Dar sunt ștergătoare care nu se mai ridică. La mașina mea, de exemplu, nu poți să ridici. Asta e șmecheria, că dacă vrei să le ridici, tragi de ele și ai faci pagubă. Da, și le rupi. Asta e nasol. Uite, ți arăt când plecăm. Mergem și ți arăt în parcare. Sunt băgate înăuntru și nu le mai poți ridica. Da, dacă tu nu ți-ai mai luat mașina, e făcută special, e opțiunea asta. Dacă tu nu ți-ai mai luat mașina de 20 de ani, da. Bă, ce i-a dus capul. Fiți atenți, facem un să nu vă mai ridici ștergătoarele. 100 de euro. Pentru că e o discuție mare apropo de... Văd că a revenit moda cu lipitul de abții bilduri greu dezlipibile pe oglinzi, pe ferestre, pe geamuri la mașini. Nu sunt de acord. Sunt, da, e o discuție întreagă, e o comunitate pe Facebook, ai parcat ca un bou și pentru doamne altfel, nu permit să spun. Și ce fac? Desen și eu acolo, doar că e interesant că poți să, mă rog, să vezi ce și cum se întâmplă. E interesant să vezi pozele și toate situațiile. Dar cu asta nu-s de acord. Tu ești acolo pentru comentarii. Da, exact, bravo. Sunt niște abții bilduri pe care le găsești la orice papetărie, pe col A4, de diferite dimensiuni. Și pe care se tipă le bagi în imprimantă și pe care scrii ceva. Alea sunt în principiu să le pui pe borcane sau pe caiete pentru copii la școală. E, unii au găsit asta, au avut ideea asta să scrie parcat ca un bou, se dezlipește abțibildul și se lipește pe geam la mașina care e parcată strâmb. Și după aia frești la el de nebunește. Da, alea sunt îngrozitor de dezlipit. Foarte greu să dezlipesc, adică încearcă să lipești pe un borcan și o să vezi după aia cât muncești să-l scoți. Eu pe ăștia aia și închide. Aha, ăștia. Nu, care nu, lipesc. Nu, pe producători. So? Da, serios. Nu se întâmplă, mă, să-ți cumperi ceva, să ai bun ăsta lipit, un castron. Îți spun eu cu ce să dezlipi, cu ce să... ulei. Da, te chinui de... Nu, nu te chinui deloc, ulei, dar e altă discuție, îți explic. Alt subiect, hai să trecem la subiectul nostru. De pe mașină. 0372069599, sunați-ne și spuneți-ne, ok, cum am putea totuși să descurajăm parcarea nesimțită? Că vedem cu toți, în trafic se întâmplă astfel de lucruri, unul dintre noi și parcăm, lăsăm mașina pe banda a doua cu avariile puse, boss, mă duc doar să-mi iau un pachet de țigări, sau parcat pe locul tău, vorba aia, și sunt la poliția locală și poliția locală zice, știi ce, haideți că poate venim mâine, sau parcați pe trecere de pietoni, sau în fața trecerii de pietoni, cu câte o dubă mare, astfel încât n-ai niciun strop de vizibilitate. Cum ar trebui să reacționăm? Cum credeți că ar trebui să reacționăm? Cum ar fi cel mai bine? Eu vă spun, îi mai întreb pe oamenii care aruncă chiștoace din mașini lucruri, dar cu cei care parchează aiurea, mărturisesc că evit să intru, sincer, evit să intru în discuții, că nu știu niciodată ce se poate întâmpla. Ne-am întors ca să vedem cum e mai bine să procedăm când găsim mașinile parcate aiurea. Așa am zis, nu? Uh-huh. Viorel, bună dimineața! Salut, ești Viorel! Bună dimineața! Să trăiești! De la Târgu Mureș vă deranjez. Ia zi. Nu cred că la Târgu Mureș parchează cineva neregulamentar. Acolo oamenii sunt civilizați. Doar București ne aflați în tranzit. Așa e. Așa. Să știți că aici la noi e foarte bine structurată treaba. Avem o poliție locală care își face datoria. Da. Și se ridică mașinile. Se ridică? Eu zic, se ridică, da. Aha. Să știți că se ridică. Auzi, ai sunat vreodată la poliție? Da, am sunat, să știți. Aha. Am sunat și băieții au fost foarte operativi, au venit cu firma de ridicări și au ridicat mașina. Și noi, eu am o strângere de inimă să sun, știi, mă gândesc, n-am sunat niciodată, recunosc. Dar, știi, păi, am o părere foarte proastă față de aia care parchează aiurea, chiar îi disprețuiesc. Eu zic, asta e problema românilor. Lasă că e bine așa, de ce să sun? Că dacă sun, apoi păi vine polițistul ăla și zice, a, păi domnule, cânge. Nu, domnule, de aceea sunt făcute autoritățile publice ca să fie pus în funcțiune. Ai dreptate, ai dreptate, îmi recunosc vina, recunosc că sunt slab, mă gândesc că poate o fi avut omul vreo problemă, îl încurc eu mai rău, adică nu știu, cum dau seama dacă, da, sunt slab. Călin, bună dimineața! Neața, bună Călin. Dimineața! Salutare. Vlad, nu ești doar slab, orice formă de a interveni asupra bunului proprietatea altuia este o formă de fie contravenție, fie infracțiune.
Aia, dacă te apuci singura tu să faci chestii pe acolo, da. Singura modalitate legală de a reacționa este de a chema poliția. Orice altceva faci, poți fi reclamat, fie pentru vandalism, violență, fie pentru distrugere. Exact. Da. Și care e cea mai bună soluție când îl vezi pe unul parcând? Singura soluție bună când vezi că unul parchează ca bou e ca la următoarele alegeri să alegi un primar care face o poliție locală eficientă. Mă, nu cred că se rezolvă asta. Da, nu cred că găsim soluția așa repede. În esență are dreptate. În esență are dreptate, dar nu cred că e o soluție rezolvabilă. În trei generații se eliberează și locul de parcare de față de la Megala, dacă o persoană cu handicap. Știi când spuneam, când eram noi mai tineri așa și spuneam, poate copiilor noștri vor prinde ceva. Salut. E, și de atunci până acum, bă, nimic, nici autostrăzi, nici asta cu parcări, nici nimic. Exact. Absolut nimic. Dan, bună dimineața. Bună dimineața, băieți. Eu am parcat pe un loc de handicapat în Cluj pentru 20 de minute și au fost. Poliția locală mi-a pus amendă și lângă mine el X5, care nu avea certificatul de handicap și nu avea nici amendă. Adică nu era amendă, era o înștiințare. Am trimis soția, nu a vrut să ia banii soției, că trebuie să mă duc eu să-mi explice ce am făcut, chiar dacă știam acest lucru. Și am spus, îmi doresc ca fiecare om care parchează ilegal să fie amendat, la fel cum a fost eu amendat. Dan. Și a zis că probabil că acel X5 avea certificat de handicap, dar nu l-am văzut eu. Am zis că probabil. Deci stai puțin, că aici e un paradox, e o ironie a situației. Deci tu ai parcat ilegal pe un loc de persoană cu handicap și acum te-ai simțit discriminată când te-au amendat, că de ce alții au parte de alt tratament? Îți dai seama care e ironia situației? Dar tot acolo era parcat și erau mai multe locuri de handicap. Asta, exact, asta și zic. Da, am plătit amenda și am zis, îmi doresc ca fiecare om. Eu zic că amenzele și ridicatul, da, cred că e un lucru bun. Da. Auzi, am și o curiozitate, de ce ai parcat acolo? Trebuia să fug 20 de minute undeva cu soția și era seara, la ora 18 și am sperat pe acolo poliția locală, dar erau. Okay. Vezi, întotdeauna ne grăbim cu câte ceva. Lecția învățată, presupun. Mulțumim, Dan. Gigi, neața. Cinste lui că a mărturisit fapta. Da, corect. Gigi, neața. Bună dimineața. Neața. Bonjour. Totul pleacă de la spiritul civic, domne. Am parcare la 30 de metri, 40 de metri și parchez ca un bou. Sincer. Nu tu azi, în general. Și dacă îi atrage atenția, știi ce zice? Ce bă, n-ai loc de mine? Da, exact. Deci în loc să ne ajutăm, în loc să ne respectăm, opresc la 5 metri de trecerea de pieton, nu vezi pietonul. Opresc în locurile nepermise, opresc în intersecții, opresc, deci vă dați seama. Și dacă te iei de el, sună la șeful. Doamne, uite, s-a luat unul cu școala de mine, posibil așa ceva. Înțelegeți? Da, înțeleg. Un alt paradox, dacă mergeți la mall și încercați să parcați în zona, să zicem, în subteran, băi, în apropierea intrării, sunt adesea mașini lăsate pe avarii, unele peste celelalte, sunt oamenii se învârtă, stau pe acolo în condițiile în care intră în mall și după aia merg pe jos kilometri întregi. Așa este. Lasă o mașină 50 de metri, nu mai într-o parte. Sunt o mulțime de locuri libere. Uite, mallul ăsta din Băneasa e foarte mare și se întinde, de fapt, acolo sunt două. Da. Complexuri separate. Da. Separate. Magazin, da. Așa. Să trecem. Da, nu contează. Parcarea e foarte mare, știi? Și parcarea din bucata aia din mijloc e întotdeauna goală, știi? Exact. Și parchează pe lângă intrări. Da. Nu înțeleg. Loredana, bună dimineața. Numai Loredana, l-avem pe Horațiu. Neața, ești în direct. Salut, Horațiu. Salut. Bună dimineața. Ia zi. Discutăm despre cea mai bună metodă să descurajăm parcarea neregulamentară a colegilor. Să încep cu o mică întâmplare. Să încep repede, că mai avem puțin timp. Repede încep. Din Cluj fiind cât de repede se poate în apele. Așa. Ne ascultăm. Sunteți foarte simpatici, ne-e drag de voi. A încercat să parcheze pe un loc destinat de persoane cu dizabilități, fiind cu fiica mea mașină, care este o persoană cu dizabilități. Da. Înainte să intre în parcare, un domn cu o mașină i-a tăiat fața și a parcat în locul persoanelor respective. Da. A mea soție a lăsat geamul și l-a întrebat respectos dacă are dreptul să parcheze pe locul respectiv. Repet, fiind cu persoana cu dizabilități în mașină. Da. Nu pot să reiterez înjurat limbajul omului respectiv. Da. Pur și simplu, lăsa mașina acolo, coboră din mașină. I-au spălat toate neamurile soției mele și au plecat. E, uite, pentru așa ceva trebuie sunat la poliție.
am sunat la poliție, poliția a zis că da, dar până venim, dar până nu știu ce, nu s-a întâmplat nimic. Da, astea sunt cele mai urâte, într-adevăr. Mulțumim pentru telefoane, pentru mesaje. Eu nu cred că o să scăpăm vreodată de ISS. Eu cred că o să scăpăm. Poate doar cu niște super amenzi. Da, eu cred că o să scăpăm. Dar care să fie și aplicate, știi? Păi asta este toată treaba. Și afară a fost problema asta, până când oamenii au început să dea amenzi acolo. Dacă te duci cu mașina în vest, parchezi neva ilegal, în 3 minute ai amenda. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.